Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Am vrut să vă arăt evoluția iepurașilor. Sunt superb. Au început să iasă din cuib, frumușeii mei mici și frumoși. Ia uitați cum au început să iasă din cuib, să-i dăm o leacă afară. Ia uitați cum se joacă ei, cum se... Am blitzul activat și de asta se vede așa mai strălucitor. Ia uitați acolo și pe aici și pe aici. Ubricile mele mici și cumpețile mele mici, iubirile mele mici. Doamne, acesta este criminal. Deci acesta cred că e unul din care îmi plac cel mai mult. Acesta gri, dacă pot să-l prind, să vi-l arăt afară, puțin în mână, ia uitați-l, un gri fier. Mai am unul ca și mama lui, nu știu, nu, bar n-am, gri, nu știu ce culoare, dar asta este superb, deci o culoare foarte frumoasă. Primul pui ieșit din cuib a fost... Arătare. Stai, mami, puțin, mami, acesta, unul din aceștia negri, deci un hoț din acesta negru, uite, cred că acesta, pentru că de câteva zile au ieșit din cuib, ia uitați cum vrea să se bage, să sugă, dar mami nu prea îi lasă să sugă, să intre pe sub ea, să sugă, și se duce ea și le dă mâncare. Ați văzut? S-a dat de ei. Dar, după cum vedeți, unii... Doi, zici că sunt creți. Ia uitați, frățiorii doi negri. Mie îmi plac foarte mult. Îi mulțumesc lui ferma lui Robert pentru acel mascul superb. Foarte frumos. Va sta mult timp la mine. Deși nu cred că îl voi da niciodată. Îmi place prea mult să-l dau. Eu i-am zis lui Robert, dacă eram în locul lui, nu îl dădeam. Dar el nu are ce face cu el. Așa că l-a dat la concurs. Ei, mulțumesc că mi-a rezultat așa minunății. Și, dragi prieteni, cam acesta a fost clipul. Dacă vă plac vlogurile mele, chiar v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un share, subscribe și ne revedem data viitoare. La revedere!